Acest afect poate să fie și este de foarte multe ori paralizant pentru atlet. El știe ce le așteaptă. E bine, Adrian Proteasă nu are complexe. Nu are complexe nici față de marile înălțimi, dar în cont aș putea spune că îl atrag acestea și în antrenament și în, dar mai ales în concursul, și nu are complexe față de adversari, indiferent de valoarea acestor. Eu numai astfel îmi pot explica succesul lui, că totuși a fost un succes, prima apariție a lui la un concurs continental, unde acest atlet nu avea niciun fel de complexă față de niciun atlet. Deși era de față acolo cel mai bun atlet din Europa de anul trecut, Dieter Mögenburg, cu 2,32 m, a fost acolo campionul olimpic on titr și o serie de alți atleti care aveau performanțe antrenoare mai bune decât Proteasa. Zindelfingen, 2 martie 1980. Mi-aduc aminte cum a început concursul. Eram ca un începător în atletism, în fața vedetelor. Reporterii își îndreptau focarele asupra lor. Eram tot timpul neglijat și dat la o parte din raza lor de acțiune, spre a nu strica filmul. Ce a fost după 5 ore și 45, numai eu cred că pot să știu. Căutau acum poate o nouă atracție a atletismului. Poate o nouă vedetă. Urmăreau o scenă poate rar întâlnită. Un atlet consacrat și unul care abia începe să sară. Fșula și Proteasa unul lângă altul. Unii dădeau o portocală, celălaltul o primea. Amândoi cu aceeași bucurie a prieteniei dintre doi săritori de înălțime și în același timp adversari. Nimic nu putea să fie mai frumos ca asta. Cântând la gitară, tânărul Adrian Proteasa și-a permis să-și amintească despre cel mai frumos concurs din viața lui. 2 martie 1980, Zindelfingen, campionatele europene de sală. Adrian Proteasa, România, medalie de bronz.